Dragi prieteni, uite că am revenit în studioul nostru, emisiunea continuă, alături de noi Costi Burlacu și Corina Țepeș și încep provocările turbate. Nu, no, nu, stai. Nu mai ești băiețelul nostru. Nu, eu mă voi purta ca un băiețel cu părinților, da, așa, sunt foarte delicați. De fapt, noi nu am anunțat respectatorii, că, și nici pe Costi și pe Corina, că invitații care vin în studioul nostru pentru a doua oară au parte în partea a doua emisiune de o altă regulă a jocului, pentru că noi de dublu întrebări picante. De fapt, vreau să spun te dor mai multe. Vreau să spun Costi și ție Corina, vrem să vă spunem că ceea ce urmează se numește detectorul de minciuni. Anatolul să vă lămurească regulile jocului, pentru că este un joc pregătit de către el, un joc care va fi foarte și foarte intrigant, un joc la care Anatol a muncit zi și noapte. Da, deci dragi prieteni, este un borcan special care îl pui în diferite poziții, el stă așa așa, da, și face multe gălăgii. Dacă se poate să trântești mai tare să strici, da, masă. Da. Deci uite așa, vom pune ca să fie foarte bine. Nu știu dacă voi în copilărie ați jucat în jocul adevăr sau provocare. Știți măcar ce e asta? Ok, e un gen de... Spune tu. Deci fiecare dintre voi va sustrage, fiecare dintre voi va sustrage câte un bilețel timp de 10 ori. Da, da, sau vedem cum reușim. Da, de fapt... Deci, 10 bilete? Aici sunt 20 de bilețele. Pe 10 dintre ele scrie adevăr și pe 10 scrie provocare. În cazul în care și două, avem două pe care scrie pas. Ai scăpat. Da, deci dacă ai scos tu Corina pas, mai răspunde o dată la întrebare. Costi. Dar uite care e treaba. La adevăr, răspundeți sau o întrebare la care trebuie să răspundeți într-adevăr adevărul sau răspunsul corect. La provocare trebuie să faceți ceva, ceea ce va fi... Da, deci vă spune Anatol, voi trebuie să faceți, adică, da, clar că nu o să vă pună să ne provocăm unul pe altul. Nu, voi o să înțelegeți acum. Da, deci acum înțelegem acum. De la cine dintre voi primul începe? Ok, încep eu. Hai, cu așa. Ia un bilețel, desfăl și vezi ce scrie acolo. Adevăr. Adevăr. Dă-ne încoace, frate. Adi, verifică dacă e adevăr. Adevăr, adevăr. Așa. Adevăr. Adevăr. Deci, adevăr, atenție. Ai făcut duș. Ai un ștergar pentru tot corpul. Să-l folosești sau folosești trei ștergari, unul pentru cap, corp și picioare. Unul pentru tot. Unul pentru tot. Bravo. Ok. Păi, putea să spună că am trei, am opt ștergare, fiecare mână, fiecare deget. Okay, continuăm. Bravo. Continuăm acum. Corina, hai să vedem ce face Corina. Costi, uite, Costi, ce-i mândru. Pasion. Continuă. Costi, continui tu, da, așa că de o întrebare a scăpat. Costi, Corina a scăpat, treci la următoarea. Ia-i tu întrebarea, da, pentru că ea a scăpat. Eu am scăpat. I-a pasat întrebarea. Provocare. Provocare. E okay. Extraordinar. Începem întrebările din partea aceasta. Uite, fii foarte atent, da, trebuie să faci ceva. Imită o rață mută care s-a îndrăgostit pentru prima oară. Suntem în lumea dragostei. Un sunet, cum băi, bine că muțiși, că rața e mută, da? Mă uit și fac doar așa. Atât. Ok, e bine. Corina? Eu știu, tu ai vrut să-l imiți pe Alexandru Lozanciu. No, acolo era să fie altfel. Acela era rățoi. Corina. Dacă îți mai nimerești o dată pas... Domnul Alexandru, cu tot respectul. Da, respectul. Provocare. 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 Am scăpat de data. Așa, deci provocare. Te întreb dacă știi să fluieri sau să șuri. Da, poate, da. Nu? Dacă nu poți să-ți spun altă întrebare, pentru că asta trebuie să poți, dacă... Nu, nu pot, nu pot. Ok. Astupă-ți nasul și spune textul caprii din povestea Capra cu trei iezi. Trei iezi, cucuiezi. Hai să încercăm. Trăiesc, cucuieți, ușa mamei descuieți, că mama va duce vouă, lapte în țiță, drop de sare, în spinare, mălăieși, în călcăieși, smom de flori la subțuori. Bravo, 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 Corina. Uite, să ne scriu foarte bine. Costi, tu? Mister Costi. Să vedem. Mister Costi. Da, de fapt asta îi făceam și fetiței noastre când eram micuțe. Adevăr. Hai, uite cu adevărul. 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 Ok. Pune întrebarea. Întrebarea puternică, da. Ai o ofertă de 2 milioane pentru a poza nud într-o revistă. Accept sau nu? 2 milioane. Nu de banii noștri. E o sumă foarte mare. De pesos. Da, dar ai înțeles, deci nud, chiar nud, nu e... Jumătate nud. Nu, cum iubește toată lumea să vorbească niște poze, dezgolită frumos. Dezgolit e frumos. Da, nu dezgolit frumos, chiar nud, pentru o revistă serioasă. 2 milioane. Da, 2 milioane. Acum chiar dacă m-aș băga pe teritoriul unor
Prințese, dar... Da. Dar încă 2 milioane. Sunt totuși 2 milioane. Că mă gândeam, dacă spune nu, nu veneam să cred. Dar reviste pentru același sex. În cazul ăsta? Vorba moldovană lui Bansi. Bravo Costi, bravo, mi-a plăcut. A fost sincer și asta e important. Las că discutăm noi acasă cu alea 2 milioane. Poftim, Corina? Asta mi-a plăcut. Apropo, foarte tare. E ok, sincer să spun, e o sumă foarte mare, așa că cred că se merită. Noi putem să refuzăm, dar dacă nu. Ok, hai, dacă voi mă întrebați adevăr. Adevăr. Pentru că voi mă întrebați de adevăr, dar noi întotdeauna suntem sinceri. Acum ce să ne lamentăm, să zic? Corect. Că nu, domne, că... Dă-i Corinei o întrebare. Dă-i adresa. Dă-i un adevăr. Spune-mi un actor sau un interpret... foarte și foarte îndrăgit. Deci care îți place cel mai mult? Da, într-adevăr, să spui că e cel mai fantastic, cel mai super. De la un noi? Un actor. Nu. Absolut, din toată lumea. Din toată lumea, un actor. Un nume. Un nume. Hai să spun, pentru că suntem în vorbim despre sărbătorile noastre și vorbim despre oamenii noștri, mie îmi place foarte mult cum joacă Mihaela Strâmbeanu. Așa, dar gen masculin mă interesează mai mult. Paia, uite, n-ai... un actor bărbat. Actrițe, da. Un actor. Poți să ieși din film. Actor, păi actorul din film, teatru. Poate să fie actor teatru. Da. Brad Pitt. Nu, stai că nu mă uit eu. La așa filme. Da. Mie îmi place dintotdeauna cum a jucat și cred că rămâne și acum în vogă Mihai Volontir. Tot e al nostru, okay. Bărbat. Nu pot să pune întrebare. Nu pot pune mai departe, că sună felul următor. Dacă te-ar cere în căsătorie, ai divorțat? Da. Îți dai seama că deja s-a epuizat. Eu am înțeles. Tu ai vrut eu să spun despre Brad? Da. Sau cineva foarte și foarte, da. Foarte. Mie mi-a plăcut foarte mult cum s-a descurcat Corina. Anatol, eu sunt cu picioarele pe pământ și să știi că sunt actori într-adevăr talentați la noi și vrem să-i accentuăm pe ei noștri. Da, sunt talentați și acolo unde sunt. Toată lumea. Bravo, felicitări. Aplauze pentru acest lucru. Costi, treci la următoarea întrebare. Dacă se nășteau și actorii să fie sănătos, Mihai Volontir, că de asta are nevoie. Bineînțeles că aveam și noi Brad Pitt-ii noștri. Brătitul moldovenesc. Brătitul nostru, da. Provocare. Provocare. Uite, ție spune, știi că știi să fluieri, da? Da. Fluieră, da? Deci fluieră melodia Titanic. Nu că fluier prost, n-am să mă, n-o să mă descurc aici. Nu s-a dat la provocare. Nu. Mi-a trecut la următoarea întrebare. Natura a rămas. Era, da, exact. Cum tu să... Adevăr. Las că fluierul mai departe. Adevăr. Las că-ți fluierul mai departe. Uite, o întrebare foarte și foarte sinceră. Te consideri mai talentat, mai talentată decât jumătatea ta? Sau nu? Și de ce? Eu cred că... Dar sincer. Sincer. Acum da. Sincer. Costi are mai multe talente decât mine. Are mult mai multe talente decât mine. Pentru că atunci când cineva mă întreabă despre ceva, eu zic stai să sun pe Costi că eu nu știu, nu sunt în măsură să răspund. Deci pentru mine Costi este cel care completează talentele mele. Deci completează foarte talentele tale. Ce frumos a răspuns. Da, da, eu îți mulțumesc că... Costi a pus răspunde și el. Costi face când de mut acasă și nu mai știm. Dacă mă întreba pe mine... Eu era să zic la fel, că eu sunt mai talentat, dar știi de ce? Bravo! De ce? Pentru că este bine ca fiecare om să creadă în puterile sale, să zică eu sunt bravo, eu pot, eu sunt capabil, eu am ambiții, dar bineînțeles neignorând pe cei din jur și trebuie totdeauna să înțelegem că sunt și mai talentați decât noi, dar să credem că noi suntem avem puterea. Talentați, că suntem puternici, că, păi că și putem. Noi nu ne punem da. Un plan sau este important, este important pentru... Mie mi-a plăcut foarte mult. Răspunsul Corinei a fost... Adevăr, cum ai... Pune și pentru mine un adevăr și mergem mai departe. Păi încearcă și n-ai avut niciun adevăr? Apropo, eu l-am văzut pe Costi cum trebăluiește foarte bine
prin bucătărie. L-am văzut cum face adjic. Provocare. Stai, aceea e provocare, aceea nu e adevăr. Eu vreau să vă spun că de nota 10 v-ați descurcat și voi la testul cu adevăr sau provocarea lui Anatol Cotrobai. Am ajuns la final de emisiune. Suntem la final, mai intrați. Nu am zâmbit de mult, mai ales la faptul cum Costa a explicat. Mi-a fost mai dificil la Gary Cosma. Da. Nu știu. Da, oricum Gary a promis că într-o zi va dispărea statuia. Am înțeles că lucrează pe 150 de ani, Gary, o să știi cum trebuie să facă acest truc. Truc și acum ce să vă spun? Oricum suntem pe final de emisiune. Eu cred că Gary, ca să fericească într-o bună zi poporul, ar putea să facă să dispară parlamentul. Mesajul de final. Eu sper că asta nu e mesajul vostru de final pentru emisiune. Asta este o glumă. A, așa. Mesaj. Mesajul nostru, dragii noștri, noi vă așteptăm la spectacol. Veniți să sărbătorim dragobetele, veniți să ascultați muzica live, un spectacol foarte frumos, cu lumini, cu sunet, cu instrumentiști de forță, cu regie faină. Noi vom fi acolo, sperăm foarte mult că veți fi și voi. Și voi veți. Noi vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați făcut fața provocărilor noastre. Vă mulțumim mult, vă dorim baftă, să vă meargă bine în tot, să vă meargă și acasă, pentru că și acasă aveți nevoie de succese și de baftă. Trăiască familionul Burlacu. Anatol, îți mulțumesc mult pentru... Eu îți mulțumesc, Adi, și vă mulțumesc vouă pentru că sunteți alături de noi. Sunteți foarte superb. Asta e provocare și... sau... Nu, că e adevăr. E sinceritate. Dar sunteți extraordinari și aveți simțul umorului foarte dezvoltat. Vă urez succes și cât mai multă prosperitate. Și eu vă mulțumesc. Mulțumim. Eu vă mulțumesc mult încă o dată. Anatol, cu tine ne salutăm la final de emisiune. Dragi prieteni, vă urăm o seară frumoasă în continuare. Nu uitați, miercurea și duminica, începând cu ora 18, vine în casele dumneavoastră emisiunea Vedete fără de secrete. Rămâneți alături de noi, scurtim, vine și emisiunea. O felicitare pentru fiecare. La revedere!